Proiectul transfrontalier Călător pe Meridiane Culturale, finanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020, a fost finalizat. Scopul și obiectivele pentru raionul Fălești au fost restaurarea, reabilitarea monumentului de arhitectură, a drumului istoric de acces din pavaj de granit Ștefan cel Mare din orașul Fălești și lucrările interne de reparație și procurarea echipamentelor necesare pentru Muzeul Raional de Istorie și Etnografie Lazar Dubinovski din orașul Fălești. Prin colaborarea strânsă cu Consiliul Raional Fălești și Primăria orașului Fălești, Consiliul Județean Iași a inițiat și implementat un demers cultural semnificativ, reprezentând un pas esențial în conservarea identității culturale din ambele părți ale Prutului. În parteneriat cu, de exemplu, Raionul Fălești, am reușit să restaurăm boșdeuca lui Creangă din Țicău și, evident, lista proiectelor poate continua și cu multe alte exemple, de lăudat fiind și faptul că Republicii Moldova i-a fost dat dreptul de începerea negocierilor primind aderarea la Uniunea Europeană. În Republica Moldova, partea moldovenească a parteneriatului a fost dedicată reabilitării și dotării Muzeului de Istorie și Etnografie Lazar Dubinovski din orașul Fălești. Acest muzeu a beneficiat de investiții menite să îmbunătățească accesibilitatea și să păstreze colecțiile istorice și etnografice. A fost renovat intern la un nivel și de o calitate foarte bună. Astăzi noi ne mândrim cu el și deja au început să vină vizitatorii cât mai mult să vadă rezultatele proiectului, să vadă rezultatele renovării lui și, bineînțeles, să afle informații importante pentru orașul, raionul Fălești și regiunea din nord a Republicii Moldova. Avem oportunitatea de a folosi cât mai multe exponate în expozițiile permanente. Am recapătat mai mult spațiu expozițional, plus spațiu de depozitare. Plus la asta este un mare plus schimbarea în totalitate a interiorului muzeului, fapt ce cu siguranță mărește și atât beneficii pentru angajații muzeului, cât și pentru vizitatori. Inițiativa Călător pe Meridiane Culturale a evoluat într-o veritabilă punte culturală între comunități, consolidând legăturile dintre regiuni și promovând autenticitatea diversității culturale.